Arhivele Naționale din Iași sunt cea de-a doua mare arhivă a țării, de 185 de ani prezentă și cu depozite cuprinzând aproape 17 km de documente. Copoului cel încărcat de istorie se află o clădire care adăpostește o comoară. E singura comoară care se măsoară în metri liniari. În casa arhivelor se găsesc documente de la sfârșitul secolului al XIV-lea și până în zilele noastre. Arhivele statului Moldovei erau înființate la Iași pe 1 ianuarie 1832. Sunt deja 185 de ani de funcționare fără întrerupere, timp în care numele instituției a suferit modificări, dar rolul a rămas neschimbat. Să adune și să păstreze actele statului cu valoare istorică ori practică spre folosul cetățenilor. Înainte de 1832, documentele importante erau ținute de divanele domnești și de mănăstiri. Arhivele sunt, prin excelență, un spațiu al istoriei. Arhivele statului Moldovei au apărut în 1832 ca urmare a regulamentului organicesc al Moldovei, partea destinată Principatului Moldovei din proiectul mai mare al generalului Kiselev de modernizarea principatelor. În colecția Tezaur a Arhivelor Naționale Iași se găsește și regulamentul organic al Principatului Moldovei. Manuscrisul de la 1832 a fost răscumpărat de fostul director Gheorghe Ungureanu abia în anul 1957. Cele 295 de pagini cuprind măsuri care au contribuit la modernizarea țării. Boierii care au redactat această primă Constituție și-au asumat-o prin semnăturile aplicate pe ultima pagină. Regulamentul organic scris în românește cu alfabet chirilic, dar este o traducere în franceză pe celălalt coloană. Uite aici proiecții de buget în galben, în care toate instituțiile erau prevăzute, ce se întâmplă, cât costă, ce faci cu fiecare, la modul cât se poate de profesionist. Articolul 366 din regulament menționa că înaltul divan va avea trei secții, a treia fiind masa arhivelor. Statul ar fi trebuit să îi ridice un sediu încăpător și sigur, cu bolți de cărămidă și obloane de fier. Asta este articolul 410. Articolul 410 prevedea ca în fiecare an la încheierea sesiunii obștești adunări, actele în original să fie depuse la arhiva statului. Primul director a fost Gheorghe Asachi. Avea să-i fie de folos experiența de cercetător la Arhivele Vaticanului. Odată cu noua responsabilitate, Asachi a primit și rangul boieresc de agă. Gheorghe Asachi este numit prin ordin domnesc pentru faptul că a construit întregul proiect al arhivelor în interiorul regulamentelor organice și este desemnat prima oară să fie director, începând cu 1 ianuarie 1832. Primul act semnat de Asachi în calitate de director al Arhivelor Statului Moldovei a fost distrus în timpul celui de-al doilea război mondial. Se păstrează transcrierea lui, făcută de arhivistul Gheorghe Ungureanu în 1936. Deci aici este raportul lui Asachi către sfatul administrativ în legătură cu propunerea de organizare a arhivelor. Și el spune ce trebuie, dulapuri, mese, cutare, o rânduire, oameni angajați, tot ce trebuie acolo. La început, Gheorghe Asachi a decis că actele să fie arhivate în ordine alfabetică. 13 sedii provizorii au avut arhivele ieșene în cei 185 de ani de existență.
Sediul propriu, promis încă din paginile regulamentului organic, avea să fie ridicat după aproape un secol și jumătate de peregrinări la diferite adrese din oraș. Ele au fost inițial depuse în beciurile sau, în fine, în bolțile casei Alecu Balș, actuala filarmonică. De acolo au fost mutate de-a lungul secolului al XIX-lea într-o mulțime de locații, în case boierești, cum a fost casa Burchismeu, de exemplu, sau în mănăstiri, la Mănăstirea Frumoasă, la Mănăstirea Cetățuia, a fost de asemenea la Spiridonie și nu în ultimul rând, în secolul al XIX-lea, a fost în mai multe rânduri în Palatul Administrativ, cel care a ars și pe locul căruia s-a construit în secolul XX Palatul de Justiție, devenit Palatul Culturii. În 1911, cu un an înainte ca frâiele arhivelor să fie preluate de Sever Zota, instituția s-a mutat din nou. De această dată, în clădirea fostei stăreții de la Mănăstirea Golia. Mandatul lui Zota a durat 22 de ani, timp în care s-a trecut la ordonarea documentelor pe fonduri și s-au pus bazele colecției sigilii. În 1977, directorul de atunci, Adrian Pricop, încă în viața astăzi când vorbim, la venerabila vârstă de 95 de ani, a reușit împreună cu conducerea de partid din acel moment, în speță cu primul secretar Ion Iliescu, să construiască acest sediu al Arhivei Ieșene. Clădirea situată pe Bulevardul Carol I la numărul 26 a fost inaugurată pe 11 iunie 1977. La vremea aceea, dotările erau moderne, iar spațiul suficient pentru cei aproape 7.000 de metri liniari de documente. Multe dintre ele au fost colectate de Gheorghe Ungureanu, coordonatorul arhivelor ieșene, din 1941 până în 1968. Gheorghe Ungureanu, un personaj care a fost în arhive încă din 1934, a parcurs toate etapele de formare ca arhivist și ca specialist în arhive, a preluat conducerea acestei instituții în anul extrem de dificil, 1941, a salvat arhivele în timpul războiului, le-a mutat în județul Argeș, a gestionat tragedia care a fost pentru arhive că în atacul Bucureștiului de pe 4 aprilie 1944, unul dintre vagoane care conținea documente de la Iași a fost lovit de o bombă a aviației americane și a fost distrus. A fost apoi capabil să aducă înapoi această arhivă, să gestioneze tot proiectul prin care Armata Roșie strângea tot ce a fost legat de Basarabia și de Bucovina și trimitea înapoi la Chișinău în 1952. Acele inventare făcute de Ungureanu, clasificate drept secret de stat, sunt și astăzi în depozitele din Copou. Multe sunt incluse în categoria tezaur și stau într-un seif în biroul directorului. Pentru a fi păstrate în stare bună, ținând socoteală de vechimea lor, sunt scoase la lumină destul de rar. Cel mai important este regulamentul organic al Moldovei. Cel mai spectaculos e Liber Aureus, registrul unui ordin cavaleresc inexistent, apărut în Transilvania în 1728. Gheorghe Ungureanu l-a cumpărat dintr-un anticariat în 1961. Întrebarea cea mai des pusă colegilor noștri și mie este: care e cel mai vechi document pe care îl aveți? Cel mai vechi document pe care îl avem este scrisoarea unui cavaler francez de la 1362.
scrisă pe pergament și această epistolă a fost cumpărată de ungureanu dintr-un anticariat, însă povestea ei nu este cunoscută. Colecționarii dau până la 200 de milioane. Timbrul cap de bouri de 40 de parale este o piesă filatelică rară. A fost pus în circulație pe 1 noiembrie 1858 și face parte din al doilea tiraj emis în Principatele Române, odată cu introducerea tarifului poștal unic. Cel care conducea lor era Bazil Povară. Dovada că juniviștii erau masoni. Această diplomă de membru al lojei masonice Le Grand Orient de France a fost conferită în 1869 lui Dimitrie Rossetti, proprietar din Vaslui. Pergamentul, tipărit în Paris, poartă un sigiliu timbrat cu stema lojei și mai multe semnături. Despre eleganța polemicilor din presa anului 1907 aflăm din scrisorile lui Caragiale. Și acest drept la replică face parte din categoria tezaur, alături de scrisori ale lui Mihai Eminescu și de rapoartele întocmite de poet în calitatea sa de revizor școlar al județelor Vaslui și Iași. E interesant de citit cu câtă rigoare făcea control. Deci ai spune că poet cu tare l-a pus Maiorescu, i-a dat o slujbă acolo, o sinecură. Deci toate rapoartele lui sunt extrem de riguroase și foarte serioase. S-au văzut școlile, au discutat cu primarul, face observații, care primar e serios, care e neserios, ce trebuie făcut la școală. Acest catalog a fost scris de Ion Crangă pentru elevii săi de la școala primară numărul 1, unde Titu Maiorescu îl numise învățător în 1864. Pe marginea foii apar scurte caracterizări ale copiilor: sărac, dar silitor, confuz, stupid, indolent sau obraznic. Sunt doar câteva însemnări trecute pe hârtie de învățătorul Crangă. Tora evreiască sau Biblia are 200 de ani vechime. A fost scrisă pe fâșii de pergament, lipită între ele. A fost în sinagoga de la Iași și face parte din fondul personal al lui Itzik Schwarzkahr. Fondurile instituțiilor înființate prin regulamentul organic de la 1832 sunt păstrate în depozitul 6, alături de colecția litere, de cea de stare civilă, de planuri și hărți și de fondul Mitropoliei Moldovei și Sucevei. În acest loc sunt peste 3.000 de metri liniari de documente. Cel mai vechi este din 1817. Colecția Planuri și Hărți a fost înființată în 1912, când directorul Arhivelor Statului din Moldova era Sever Zota. A fost înființată prin luarea în evidență, prin inventarierea primelor planuri și hărți existente în Arhivele Statului Iași. Această colecție s-a îmbogățit an de an. Cel mai vechi plan îl reprezintă acest document, adică planul moșiei Căuiești, realizat în 1776. Vreau să menționez că pentru secolul al XVIII-lea avem 6 astfel de planuri, acesta fiind considerat cel mai vechi și cel mai reușit. Următorul plan selectat este din secolul XIX, din 31 octombrie 1812. Este un plan al moșiilor Glodeni și Broșteni din Ținutul Iași, realizat de Alexandru Donici. Este un document restaurat. Avem unitatea de măsură, palma domnească, palma gospod. Uitați, așa scrie aici, palma gospod. Apar punctele cardinale, formele de relief, culorile. În 1813, Asachi a înființat la Iași școala de ingineri hotarnici. Dar până la instruirea primilor specialiști, planurile și hărțile noastre erau realizate de străini.
pentru orașul Iași am pregătit 4 hărți foarte frumoase și foarte importante. Prima dintre acestea este o copie. Este vorba de planul orașului Iași, întocmit de inginerul topograf Anton Baiardi la 1819, la solicitarea domnului Moldovei Mihai Grigore Suțu. Harta inginerului topograf Baiardi este importantă prin faptul că prezintă Iașul la începutul secolului XIX. Cu formele de relief din jur, cu căile de comunicație, cu ulițele, cu străzile, cu mahalalele, cu întinderea Iașului de atunci. Aici avem planul topografic al orașului Iași de la 1844, alcătuit de inginerul Iosif Rașec. Este vorba de planul orașului Iași cu 4 ani înainte de Revoluția de la 1848, unde sunt prezentate, în principal, mahalalele Iașilor, apoi principalele instituții și sediile agențiilor străine. Este realizat la o scară mai mare. Toate elementele de configurație urbană sunt mult mai vizibile. Aici avem planul Iașilor de la 1857, cu 2 ani înainte de unire. Plan întocmit de inginerul Fred Peitavin. Se observă moșiile din jurul Iașilor, șesul Bahluiului, delimitările orașului de atunci. Acesta, de la 1896-97, întocmit de inginerul Grigore Bejan. Este un plan color, foarte frumos, cu legendă, cu toate elementele tehnice specifice sfârșitului de secolul XIX. Acest plan a fost întocmit la solicitarea primăriei orașului Iași pentru începerea lucrărilor de electrificare a orașului, lucrări care au fost concesionate unei firme din Nuremberg. În colecția Acte de stare civilă sunt declarații și certificate de naștere și de căsătorie din perioada 1806-1920. Din certificatul de căsătorie al lui Vasile Pogor, aflăm că în 1866 documentul era eliberat după 2 înfățișări în fața ofițerului de stare civilă. Dacă nu se ivea nicio opoziție la proiectata căsătorie, primăria elibera certificatul tinerei familii. Aici avem mențiunea de căsătorie a lui Mihail Cogălnicianu cu Ecaterina Jora. Documentele de stare civilă de născuți căsătoriți și decedați se înregistrau la biserici, iar după aplicarea codului civil al lui Alexandru Ioan Cuza se înființează oficiile de stare civilă, iar documentele se înregistrează separat pe registre de născuți căsătoriți și decedați. Aici avem mărturia mitricală a lui Spiridon Haret, Spiru Haret, cunoscut de noi, născut la 15 februarie 1851. În acest dosar, de la Mitropolia Moldovei, secțiunea mărturii mitricale, dosarul 22/1859, avem 2 mărturii mitricale, prima pentru Grigore Cobălcescu, născut la 1831, deci sunt mențiuni de stare civilă, întrucât actul original de la 1831 s-a pierdut. Tot o mărturie mitricală privitoare la nașterea lui Petru Poni. Este vorba tot de o înregistrare ulterioară nașterii. Așa se proceda. Atunci când se pierdea actul original, se înregistrau aceste mărturii mitricale.
tot la secțiunea nașteri, avem documentul de naștere, actul de naștere a lui Emil Racoviță. Actul de deces al părintelui arhivelor Moldovei, Gheorghe Asachi, arată că în 1869 respectul pentru personalitățile ieșene se păstra și dincolo de moarte. Aici se scris așa: în etate de 82 de ani, doctor în filozofie, vechi profesor, vechi ministru, proprietar și tipograf, Asachi s-a stins din viață în locuința sa din Strada Română. Suntem în depostul 2 al Serviciului Județean Iași al Arhivelor Naționale. Aici avem o cantitate de aproximativ 5.000 de metri liniar de documente. Sunt în special documente cu caracter administrativ. Cele mai vechi sunt din 1832. Avem documente de la Primăria Municipiului Iași, ca și de la Agia Iași. Avem în general documente privind inspectoratele generale care au existat de-a lungul timpului, o serie de fabrici, întreprinderi. Avem aici un dosar de imobil al Teatrului Național din Iași. El este interesant și spectaculos în același timp pentru simplu fapt că i s-a păstrat și vechea copertă. Acesta este dosarul propriu-zis, cu planșele acestui imobil. Aici este primul etaj. Planșele, după cum se poate observa, nu mai sunt chiar în cea mai bună stare. Din cadrul fondului Asociației Cercetașilor din Iași, modele de brevete care erau deliberate foștilor cercetași care luaseră parte la război. Ele erau eliberate în 1935-38, dar pentru cei care au participat la Primul Război Mondial. În depozitul 2 se găsesc și cererile pe care le completau, acum un secol, persoanele care solicitau pașapoarte. Semnalmente, ocupație, fotografii, chiar și rangul boieresc, dacă exista unul, toate se regăsesc în cererea adresată prefectului de poliție al orașului Iași. Iată actul prin care scriitorul Demostene Botez solicita în 1923 pașaport pentru el și soție. Acesta este un dosar din 1893, dar mai avem unul, de exemplu, din anul 1905. În același mod erau completate. Aici avem Alexandru Grigori Amandi, care călătorește tot așa în Europa. Uitați, aici avem cererea lui Iorgu Iordan, profesor universitar, dar nu este fotografia. Aceasta era configurația orașului de la 1819. Ele sunt prietele mele, eu vorbesc cu ele. Trei de patru, 377 până la 410. Să vă povestesc cum am descris, cum am deschis capacul și era... Las că astea le scriu eu, al dat. Foarte interesant.